Nemulțumirile sunt mai multe. Suntem ignorați de foarte multă vreme, suntem singurul sector bugetar cu cele mai mici salarii. Imaginați-vă că la 35 de ani vechime, un salariat al nostru, inclusiv eu, avem 1300 lei pe lună net. Majoritatea activităților pe care le desfășurăm se întâmplă în weekend. Niciodată nu primim ore suplimentare. Prin urmare, ne dorim ca ministerul să ponteze acele ore suplimentare sau pentru că nu poți întotdeauna să primești libere. Până la soluționarea problemelor legate de venituri, reprezentanții direcției spun că nu se va mai organiza nicio competiție sportivă. Încetarea activității pe toate bazele sportive, acolo unde noi avem activități, în casele de cultură, în centrele de tineret și spațiile de cazare, se încetează activitatea, nu se mai efectuează absolut nimic. În Dolj au întrerupt lucrul și angajații Clubului Sportiv Municipal Craiova și ai Casei de Cultură a Studenților.